nu este cea bună, ci este cumva tot o atitudine asta de dominare, de subordonare. Deci trebuie mers întotdeauna la rădăcină și văzut ce este de fapt în spate. Am văzut, de exemplu, că așa o ispită este că atunci când îl vezi pe cineva că greșește, ia să-ți vină în minte toate argumentele, și din Scriptură, și din Spateric, și din Sfinții Părinți, toate argumentele îți vin în minte. Sau citești ceva și te gândești, uite, asta e s-ar potrivi la cutare, sfatul ăsta e perfect pentru cutare. Și așa, deci suntem foarte duhovnicești când e vorba de înduhovnicirea altuia și de a vedea greșelile altuia. Și suntem foarte permisivi și cu gând ne găsim nouă foarte multe circunstanțe atenuante pentru propriile păcate. Adică pe celălalt am vrea să-l înduhovnicim, să-l facem sfânt, așa, dar cu noi lasă că merge și așa, nu chiar așa de grav și așa mai departe. Deci de-aia zic că trebuie văzut ce atitudine este în spatele realității. Adică eu poate mă folosesc multe de realitate ca să lovesc pe celălalt. Să-i arăt că nu știe, să-i... Deci, și atunci mai știm care este adevărul foarte realist. Deci mi-e foarte drag de un băiat care are o prietenă. Ce să fac? Să-i dai slavă lui Dumnezeu că te-ai fericit. Că ți-e drag să te bucuri că omul împlinit, e fericit. Ce mare lucru. Așa. Acest drag pe care îl ai față de o persoană denotă o potrivire pe care o poți avea. Să zicem o afinitate, o compatibilitate, o atracție. Și acest drag, să zicem, creează premizele unei relații. Dar nu impune acea ca fiind singura relație. Adică poți să întâlnești în viață mai multe persoane de care să-ți fie drag. Mai multe persoane cu care să te potrivești. Și din cele cu care te potrivești, totuși numai cu una singură o să faci, cu o singură persoană să faci la un dat casă. Deci faptul de a te potrivi nu impune relația, ci doar creează premizele ei. Dar, cum ziceam, nu există o singură persoană cu care te vei putea tu potrivi, ci există o multitudine de persoane cu care te-ai putea potrivi, într-o mai mare sau mai mică măsură. Da, și atunci, dacă are prietenă, ziceam, te bucur și aștept să vină și rândul tău. O altă persoană. Nu tot cu aia. Dacă ne putem ruga în rugăciunea personală pentru o persoană dragă care e de altă religie, zice în paranteză catolică. Zice, rugăciunea personală ne putem ruga, nu putem pomeni la liturghie. Deci nu putem încadra rugăciunile de cult, pentru că la liturghie poți pomenești numai persoanele care sunt împărtășibile și cu care ai părtășie sau ai împărtășire. Deci cei dintr-o credință cu tine și dintre cei de o credință, cei care sunt împărtășibile, aceea se pomenește și la liturghie. Dar așa rugăciunea personală te poți ruga. Dar ce înseamnă să fie împărtășibil? Adică se poate împărtăși. Adică da, pui... Judecăm noi dacă se poate împărtăși sau nu? Da, deci pui la liturghie, se pomenesc acolo cei care persoane care se pot împărtăși, pentru că ele se împărtășesc când sunt pomenite. Deci e o,
o împărtășire acolo, când pui, după aia tu când torni părticile care le-ai scos. Preotul zice, spală, Doamne, păcatele orice ce s-au pomenit aici, cu scump sângele Tău. Deci alea, persoanele care s-au pomenit în miritele alea, sunt scufundate în sângele lui Hristos. Atunci acolo e bine să fie pomenită persoane care se pot împărtăși. La liturghie. Mai există, se mai pot pomeni la psaltie, se pot pomeni la, nu știu, la alte rugăciuni, dar nu la liturghie. Am mai auzit vehiculându-se ideea că nu poți să treci pe pomeni persoane care, chiar dacă sunt din familie, să zicem, trăiesc altfel decât după voia Domnului, trăiesc în păcat sau știu eu ce. Și n-am înțeles niciodată de ce se spune asta. De-aia e bine să faci mențiuni pe pomennic, să scrii, de exemplu, nu se spovedește, sau precutare. Și atunci preotul acolo știe pe cine pomenește și pe cine îți pomenește la alte slujbe, la celelalte slujbe. Cum să fac să iubesc o persoană care e oarecum în anturajul meu, și care simt că nu își dorește prezența mea și e închisă. Nu vreau neapărat să fiu prietenă cu acea persoană, deși eu cunosc de foarte mulți ani, am avut activități în cadrul bisericii împreună, totuși simt un zid. Așa că m-am îndepărtat și eu. Cum să învăț să iubesc astfel de persoane? Dacă zicea pentru o fi competente, să fie și reciprocitate. Adică pot să-ți fie drag de anumită persoană, dar dacă nu există reciprocitate, nu se leagă o prietenie. Atunci nu se poate ajunge la o înaintare foarte mare în relație. Tu poți înaintezi în iubirea de față de acea persoană, dar, cum ziceam, nu, dar relația prin asta nu se îmbunătățește, nu neapărat crește. Ca să fie o prietenie, să se construiască o prietenie, acolo trebuie să fie și reciprocitate. Atunci, tu iubești și dacă nu primești răspuns. Iubești că cumva dintr-o lucrare a iubirii. Știu că mândria e ca o travă. Știu și teorie despre smerenie. Cum pot să îmi păstrez mereu un cuget smerit? Cum să mă descotorosesc de orice părere de sine? Cel mai bine se câștigă o virtute de la cineva care o are. Și la școală mai ușor învățăm o materie dacă e profesor de care ne place. Și în general toate în biserică se fac în relație. Se dobândesc în relație. Omul dacă ar putea să le câștige toate de unul singur, s-ar izola de ceilalți. Nu s-ar mai interesa de ceilalți. Dar în biserică toate se dobândesc în relație. Și virtuțile nu le dobândești din cărți, ci încerci să le dobândești în relație, lucrând relația de la cineva care are smerenie. Așa se zice, dacă vrei să dobândești, apropie-te de omul care o are și vei învăța și tu. Cum să mă descotorosesc de
orice părere de sine. Lepădarea de sine se lucrează. Adică iubirea de sine se manifestă în căutarea odihnei proprii, a confortului și a plăcerii. Și atunci lepădarea de sine se face când, de exemplu, vine cineva și te deranjează și nu ai chef. Dar faci în așa fel încât celălalt nici măcar să nu simtă, de că e răspuns cu atâta disponibilitate și cu atâta bucurie, fără niciun pic de acreală, fără niciun pic de semn, ca și când tu ai fi odihnit, ca și când tu abia aștepți să-l ajuți. Și în astfel de situații se lucrează lepădarea de sine. Prin slujirea celorlalți. Lepădarea de sine nu se face în sine, ci se face în relație. Adică eu mă lepăd de mine în relație cu tine. Nu mă lepăd de mine, stau undeva izolat și îmi tai voia și mă lepăd de mine așa în sine. Și învăț să mă lepăd de mine în relație. Adică, așa cum ziceam, când se cere ajutorul, să sari, să te gândești ce ai putea să faci pentru binele celuilalt, să ai fel de fel de inițiative din acestea voluntare. De exemplu, să te gândești să faci curat în cameră, nu să te gândești să ne strângem toți și să facem toți curat și dacă nu facem, nu ne împărțim în mod echitabil efortul, așa cât pun eu să pună și el, atunci nu e corect. Și așa mai departe. Deci, să te gândești ce poți să faci pentru binele celuilalt. În ziua de astăzi, cred că oamenii se gândesc prea puțin la altceva decât la propriul interes. Chiar și din punct de vedere duhovnicesc. Te preocupă mântuirea ta, te interesează mântuirea ta și așa mai departe. Nu te mai interesează așa mult de celălalt, de starea lui. Și sunt foarte puține lucruri într-o zi pe care să le mai facem dezinteresat. Și de foarte puțin ne gândim la interesul celuilalt. Ce aș putea eu să fac pentru celălalt? Astea, înainte exista această atitudine de altruism, pentru că asta și înseamnă altruismul, să faci bine fără să ți se ceară. Noi nu ne gândim. Dacă avem un pic de timp liber, ne odihnim sau ne gândim ce mai putea să facem, dar tot cumva pentru noi. Și, cum ziceam, nu avem acest exercițiu al lepădării de sine, al punerii sinelui în slujba celuilalt. Adică mă gândesc, dacă am un pic de timp, hai să mai mă rog, hai să mai fac nu știu ce, dar cumva și când e vorba de viață duhovnicească, tot la mine mă gândesc. O vedeți că, așa cum e formulat și în rugăciunea Tatăl nostru, zice Tatăl nostru, nu zice Tatăl meu. Zice, ne iartă nouă păcatele. Zice, pâinea noastră. Deci e foarte important să dobândim această conștiință sobornicească. Această conștiință de apartenență, că nu ne mântuim izolați, nu ne mântuim singuri, ci ne mântuim ca și trup în care eu sunt un mădular. Și atunci când ne solidarizăm cu celălalt, vă zicea, nici nu mai judecăm. Pentru că celălalt este eu, sunt eu, facem parte din același trup. Deci, solidaritatea, sentimentul ăsta de solidaritate, trebuie autoeducat, să ne-l educăm, să câștigăm această conștiință de trup. Am fost și la Oașa de mai multe ori, încerc să fac câte ceva, însă simt că
am așa ca o poșghiță în relația cu Dumnezeu și nu sunt cum ar trebui. Care credeți sau ce credeți că e cel mai important atunci când vrei să îl urmezi pe Hristos cu adevărat? Știți că cea din tâi poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Dar nu poți să iubești o idee. Poți să iubești numai o persoană. Nu poți să iubești o persoană necunoscută. Poți să iubești numai o persoană pe care o cunoști. Atunci dacă vrei să îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să-l cunoști. Zicea un poet că o dovadă a iubirii cuiva este faptul de a te preocupa de viața lui. De viața lui, de felul lui de a fi. Și atunci din Scriptură, din citirea din Noul Testament, din împărtășirea cu tainele lui Hristos. În timp, așa, încet, încet se construiește sau se conturează în conștiință un portret. Să zicem, nu un portret exterior, ci un portret interior al lui Iisus Hristos. Adică, dintr-o idee devine o persoană. O persoană care începi să ți-o definești, cu care, la un moment dat, poți să stabilești o relație. Privind în viață, vezi cum acea persoană se implică și ea în viața ta, deci constați că Dumnezeu e foarte prezent în viața ta, mai mult decât îți dai tu seama. Și așa, încet, încet, încep să legi o relație. Trebuie să se ajungă la această relație, nu? Cum ziceam, credința nu este raportarea la o idee. Trebuie să fie raportarea la o persoană. Altfel, dacă e raportarea la idee, de la idee se ajunge la ideologie. Ori credința nu este așa. Și cum ziceam, credința este viață, este relație nemijlocită. În momentul în care înțelegi cum s-a manifestat și cum se manifestă iubirea lui Dumnezeu față de tine și recunoști semnele prezenței lui Dumnezeu în viața ta și vezi și ce a făcut de la început, faptul că s-a coborât din slava sa, din slava Dumnezeirii sale și și-a asumat condiția căzută a omului, condiția asta de căzută a omului, și a suferit, a dus o viață de suferință, o viață de cruce și după aceea a murit pe cruce. Și îți dai seama că n-a făcut lucrul ăsta pentru umanitate abstractă, ci a făcut-o pentru tine, și nu numai pentru tine, pentru toți, dar a făcut-o pentru tine personal. Deci așa cum s-a manifestat Dumnezeu iubirea față de tine, special pentru tine, și după aia văzând și cum ziceam că se implică Dumnezeu personal în viața ta, chiar în lucrurile mărunte și cotidiene ale vieții tale, în măsura în care devii conștient de persoană, începi să răspunzi. Adică simțind iubire sau devenind conștient de iubire, iubirea obligă. Și atunci înveți și tu să răspunzi cu iubire. Dumnezeu s-a deșertat pe sine. Hai să mă lepăd și eu de mine. Care zice Domnul Hristos? Cel ce voiește să vină după mine. Cel ce acela să-mi urmeze mie. Cum s-a smerit Dumnezeu? Nu ziceam, s-a smerit luând chip de om. Să mă smeresc și eu, să mă lepăd și eu. Să mă smeresc și eu.
Și atunci, cum ziceam așa, încet, încet se construiește sau se întemeiază o relație. Dar trebuie să se ajungă la o relație. Adică, și la o relație, cum ziceam, cu o persoană, nu cu ideea de Dumnezeu. Noi la început, poate ne convingem, să zicem, teoretic, sau poate și mai mult decât teoretic, despre existența lui Dumnezeu. Și despre faptul că există ceva și că există suflet și că există ceva dincolo de aceasta. Dar de acolo până la a avea o conștiință lui Dumnezeu ca persoană concretă, mai este încă de parcurs un traseu, un drum. Știu că omul după moarte va fi îngropat. Așa se va întâmpla cu noi toți. Am văzut recent un filmuleț care arată ce se întâmplă cu un trup mort, cum se descompune și îl mănâncă viermii și gândacii. Nu vă mai uitați la filme de groază. Și acum întrebare. Faină întrebare. Zice, cum să fac să nu mă oripilez la gândul viermilor? Să te gândești că și ei săraci trebuie să trăiască. Să te gândești că, uite, și după moarte, tot faci un dar cuiva. Sunt invidioasă pe cei care intră tot timpul la spovedi la Părintele Duhului. Eu merg după un program, dar sunt unii care merg tot timpul. Și mi se pare că ei sunt mai drepți, mai buni înaintea lui Dumnezeu și oricum mă mai iertați. Cum să atrezi să mă raportez la acești frați ai mei față de care mă simt inferioară. Este foarte important să ne cultivăm dărnicia în relația cu celălalt. Adică noi avem atât de concurențial, așa, și în mântuire. Parcă dacă există numai un fond de mântuire și dacă le puizează alții, nu mai rămâne pentru mine. Trebuie să lăsăm și celălalt dreptul de a, chiar culmea, de a fi mai bun decât noi. Omul o tendință instinctivă, să zicem așa, cum vă ziceam, avem această tendință spre confort. Și până să se răstignească această tendință a confortului, până să se inverseze prin răstignire, noi privind totul din perspectiva confortului. Și atunci, din perspectiva confortului psihic, ca să am eu un confort psihic, am tendința neprecizată sau neintenționată, am tendința de a vâna neputințele sau slăbiciunea celorlalți. Adică dacă aud ceva rău, negativ, o scădere, acelea ciulesc urechile. Dacă au ceva bun, intră pe ureche sau nici măcar nu intră. Sunt perfect impermeabil la binele celuilalt. Pentru că, cum ziceam, eu, din dorința mea de confort psihic, aș vrea să mă simt mai bun decât celelalți. Și atunci, dacă nu sunt mai bun, în mod real, atunci ajung să-mi închipui scăderea ale celuilalt și calități ale mele ca să totuși să-mi creez aceea stare de confort. Trebuie foarte mult curaj ca să fii sincer. Să fii sincer, adică să-ți vezi neputința ta. De aia ziceau Sfinții Părinți că mai mare lucru
decât a vedea îngeri sau face minuni, este să-ți vezi păcatele. Pentru că omul este în mod real atât de sincer cât să se poată suporta pe el. Și dacă nu este dispus să sufere, așa, atunci nu este deloc sincer și se auto-amăgește pe sine și, cum ziceam, își găsește circunstanțe atenuante la toate neputințele sale și așa își găsește scuze, explică tot, găsește argumente pentru tot și, pe de altă parte, îl desconsideră pe celălalt ca să se creeze acest raport în care, dacă nu sunt mai bun, cu toate că eu sunt sigur cel mai bun, dar cel puțin să fiu egal cu celălalt. Ori, trebuie să ne cultivăm generozitatea. Să fie colegul meu mai bun, profesional decât mine, la școală, la serviciu, să-i dau dreptul de a fi mai bun. Chiar să mă gândesc că e mai bun, e mai... Și atunci nu... Cum ziceam, și atunci să ne cultivăm sentimentul acesta al solidarității. Că dacă e mai bun, e un câștig și pentru mine, că noi suntem una. Dacă el este mai bun, îmi transferă și mie, din puterea lui. Și așa, pentru că suntem într-o relație. Ne asumăm unii pe alții. Și asta, cum ziceam, e greu să fii sincer. E greu să fii sincer pentru că este dureros. E dureros să te vezi, să-ți vezi păcatele, să-ți vezi neputința. Chiar și de multe ori și când mergi la spovedit, parcă încerci să-ți cosmetizezi cumva așa propriile neputințe, așa, deci că n-am făcut mare lucru, n-am făcut, așa, am făcut câte ceva, parcă n-avem curaj să ne vedem păcatele și n-avem curaj pentru că, așa cum ziceam, devine disconfortant vederea propriilor păcate. Dacă ai neputințe, neputințele cer îndreptare. Îndreptarea implică efort. Decât să fac eforturi de îndreptare, mai bine să mă păcălesc să zic că-s bun. Astea sunt multe mecanisme care, zicem așa, care se derulează inconștient. Adică nu-ți propui să fie așa. Îți manifestări, cum ziceam, ale dorinței de comoditate, de bine, de confort psihic. Și așa? Ori Domnul Hristos ne îndeamnă pe altă cale. Respectiv calea efortului. Zice Sfântul Apostol Pavel despre cei desăvârșiți. Zice că cei desăvârșiți sunt cei care prin obișnuință și-au învățat simțurile să deosebească binele de rău. Simțurile noastre sunt iraționale. Tu cum poți să-i spui simțului tău că ciocolata nu e bună când ea e bună? Cum îi explici tu simțului că nu e bună când ea e bună? Știți, ca și la un copil. Cum îi explici că nu e bună dacă e bună? Na. Dar prin obișnuință se ajunge la această inversare. După, să zicem, modelul, dau un exemplu, țăranul tradițional, omului tradițional, a țăranului, care se odihnea în muncă și pe care îl deranja sau îl obosea faptul de a sta și de nu face nimic. Unui țăran este părea foarte disconfortant să nu lucrezi, să nu faci nimic, să stai. Deci asta este, zicem, o inversare a simțului, a confortului, prin lucrare. Așa zice Sfântul Apostol Pavel, sunt cei care, prin obișnuință, și-au învățat simțurile să deosebească binele de rău. Adică, așa cum ziceam, să-ți găsești odihnă în osteneală, în nevoință, în lepădare de sine. Lepădarea să te lepezi de voia ta cu voia ta. Să te lepezi de bunăvoie, de voia proprie. Și așa mai departe. Astea sunt lucruri care,
care se realizează prin obișnuință. Adică nu e suficient un fapt izolat, ci obișnuința, știți că obișnuința modifică natura omului. Așa cum o patimă devine o a doua natură, o patimă nu devine altceva decât un obicei rău, un obicei al unui păcat, adică, să zicem, să te înveți odată, este un păcat. Să devii alcoolic este o patimă. La patimă se ajunge prin repetarea păcatului. Așa și în bine, e vorba de o strategie de viață. Adică nu-ți duci viața la întâmplare. Nu îți duci viața așa pe... Te gândești